Viorica Dencil înlătura Tom al lui Mihai Tudose. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Vasile Felix Cosma a fost numit în funcția de presubliniere-edinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dencil publicat, vineri, în Monitorul Oficial, scrie Ager Press. Acesta are rang de secretar de stat. Vasile Felix Cosma îl va înlocui în această calitate pe Augustin Leonid Moiziu. Premierul a semnat decizia de eliberare a acestuia din funcție.